Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi vă prezint camera IP wireless cu senzor pic și alarmă din gama celor de la Dahua. Camera Dahua IPC-C26 IMU are un senzor de imagine CMOS 1x2.7 inch și înregistrează imagini la o rezoluție de 2 megapixeli. Lentila fixă de 2.8 mm oferă un unghi de vizualizare de 111 grade suficient pentru a surprinde ce se întâmplă acasă. LED-urile infraroșii fac posibilă înregistrarea imaginilor pe timp de noapte sau în condiții de iluminare scăzută pe o distanță de până la 10 metri. Imaginile înregistrate de camera Dahua IPC-C26 IMU pot fi stocate pe un card microSD cu o capacitate maximă de stocare de până la 128 GB. Cardul nu este inclus și se achiziționează separat. Atenție! Pentru înregistrare continuă, camera funcționează doar împreună cu abonament Cloud Dahua. Camera poate funcționa fără abonament Cloud doar dacă este setată să înregistreze la detecția mișcării. Pentru configurare, ne conectăm la internet, accesăm magazin Play și descărcăm aplicația IMU Dahua. Pentru a rula această aplicație, aveți nevoie de un sistem Android mai nou sau iOS pentru Apple. Permitem aplicației să acceseze fișierele și locația din telefon. Mai departe selectăm Sign Up și alegem țara de proveniență, apoi salvăm. Selectăm apoi Next și creăm cont. Introducem adresa de e-mail și creăm o parolă. După ce am introdus cele de mai sus, selectăm verificare cod și aplicația ne trimite un cod de verificare pe adresa de e-mail. Bifăm acordul cu aplicația, acum accesăm adresa de e-mail și căutăm codul din 6 cifre pe care îl introducem aici în caseta de pe aplicație. Selectăm OK, mergem mai departe. Clic pe Join, după care dăm clic pe Plus pentru adăugarea dispozitivului. Selectăm Allow. Ne apare scannerul QR și scanăm codul QR ce se află pe capul de alimentare al dispozitivului. Clic pe Next, alimentăm camera la priză. Din nou Next. Acum ne apare rețeaua la internet și trebuie să introducem parola routerului. Clic pe Next pentru a merge mai departe. LED-ul camerei se aprinde intermitent pe culoarea verde. Confirmăm acest lucru selectând Next. Acum poziționăm difuzorul telefonului lângă dispozitiv. Aplicația detectează rețeaua și ne cere să introducem o parolă de securitate. Selectăm Next și mergem mai departe. Am înregistrat dispozitivul, selectăm Done, apoi Later, clic pe Play și ne apare o fereastră ce indică update de firmware. Selectăm Later. Acum putem rula aplicația după bunul plac și noi facem un test cu lampa camerei. După cum vedeți, această lampă bate foarte puternic, ceea ce face ca subiectul să se simtă stânjenit în momentul în care pune la cale un jaf. Hai să facem un test și cu sirena. Apăsăm pictograma Siren. În acest moment, camera declanșează sirena, ce oferă o putere a decibelilor peste medie. De asemenea, mai putem face stop cadre și putem înregistra pe cardul microSD până în momentul în care ne decidem să oprim înregistrarea. Dacă doriți să montați această cameră în exterior, vă recomandăm să achiziționați o carcasă de silicon, cod produs FRS10-B-IMU. Nu uitați să dați like și subscribe pe canalul nostru de YouTube. Vă așteptăm pe site pentru mai multe produse.